Epitimo 3, capitolul 4, le spune așa. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință, ca să se alipiască de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor, ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumiri, de către cei ce cred și cunosc adevărul. Căci orice făptura lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumiri, pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățători pe care ai urmat-o până acum. Ferește-te de basmele lumești și băvești caută să fie vlavios, căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Iată un cuvânt adevărat și cu totul vrednic de primit. Noi muncim în adevăr și ne luptăm pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, care este mântuitorul tuturor oamenilor și mai ales al celor credincioși. Amin. Dragii mei, aș vrea să ne apropiem în această seară de acest pasaj, 1 Timotei, capitolul 4. A fost pregătit mai mult pentru dimineață sau pentru două sesiuni. Încercăm să ne uităm așa scurt, îl înghesuim așa într-o predică mai scurtă și până la urmă ce spui într-o oră poți să spui și în jumătate de oră, nu e așa? Și frații se bucură că merg acasă mai repede. M-am gândit, dragii mei, la ce spune aici Apostolul Pavel? Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință. Și m-am gândit, am meditat la lepădarea de credință. Ce-o fi și asta? Că așa un termen apocaliptic care stârnește așa frenezie. Păi ce-i și lepădarea? Desigur, Biblia ne vorbește despre o lepădare de credință în masă. Ceea ce noi în viziunile noastre apocaliptice și în filmele noastre creștine, ne place să, să, oarecum, să proiectăm în viitor. Biblia spune că, într-adevăr, va veni un anumit personaj pe care noi îl numim Anticrist. Aici Biblia nu numește Anticrist. Spune că nu va veni acest personaj înainte ca să fi venit lepădarea de credință. Adică va exista undeva la finalul istoriei, poate a și început, nu știu, o lepădare de credință în masă. Însă aici Apostolul Pavel spune că la Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda. Adică până la lepădarea în masă, o apostazie generală pe care noi o vedem că va veni și Biblia o prezice, există lepădări de credință care sunt astăzi. Adică unii se le chiar azi. Vreau să fie foarte clar pentru uh, ceea ce spun acum. Nu mă refer, dragii mei, la, la o cădere de asta morală. Nu, nu mă, refer la, mă refer la o cădere în erezie, pentru că poate omul cădea în imoralitate și să aibă doctrina corectă. Sunt frați care cred bine și păcătuiesc. Aici vorbim de oameni care nu cad din viața de credință, ci din învățătura corectă și se lepez de învățăturile dracilor, specific de căderea în erezie, adică în păcat. Pentru că poate ne gândim că nu e chiar atât de gravă. Frații mei, lucrul acesta este foarte important. În primul rând, Biblia pe care eu o citesc, am urmărit, nu spune că omul poate să cadă. Atenție! Am găsit că omul poate să cadă în ispită. Poate să cadă în păcat? Am găsit că poate să cadă de la credință în sensul moral. Spune cuvântul aici, tot în Timotei, că un om care nu are grijă de casa lui, e ca unul care s-a lepădat de credință, a căzut. Adică se referă la trăirea creștină. Însă n-am găsit în Biblie, poate că nu știu eu Biblia atât de bine, un verset care să spună că omul cade în erezie din greșeală, s-a împedecat și a ajuns eretic. Oamenii aleg conștient, decid și stăruiesc în lepădarea aceasta de credință. Nu este ceva care vine ca un vânt, ia că am adormit la volan și m-am trezit pe altă șosea. Nu, este o decizie voită, personală, intenționată de a alege o cale străină și de a pleca de lângă cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne păzească. Vorbeam de cădere din credință în sens de moralitate și vorbeam de lepădare de credință. Care oare îi mai grav? Desigur, am în grave. Dar am uitat la doi oameni al lui Dumnezeu, până la un punct cel puțin, doi împărați al lui Israel și am observat un lucru. Că David cade din credință, în sensul despre care vorbeam de imoralitate. Omul ăsta cade din credință. Dar rămâne temător de Cuvântul lui Dumnezeu, se întoarce la Cuvântul lui Dumnezeu și se pocăiește. E grav. Noi nu minimalizăm păcatul lui. Dar culmea și interesant, Dumnezeu îi spune prin Nathan, Domnul îți iartă păcatul și Dumnezeu îl iartă. Poate că noi, pendicostalii, suntem așa un pic indignați că Dumnezeu iartă cam ușor. Uite că Dumnezeu iartă mai ușor ca noi. Asta nu înseamnă încurajare la păcat. Eu mă uitam la un alt om, la un alt împărat care l-a precedat pe David, la împăratul Saul. Ăsta cade în neascultare, nu în păcate de imoralitate. Și spune cuvântul așa despre el, căci neascultarea 1 Samuel 15:23 este tot atât de vinovată ca și ghicirea, și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafim. Și ascultați verdictul lui Dumnezeu, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, Domnul. De leapădă. Dați-mi voie să vă spun, dragii mei, că a cădea, a lepăda. Asta e terminologia biblică. Învățătura adevărată este mai grav și decât o cădere în păcat. Pentru că omul care are învățătura corectă se poate corecta, vine la cuvântul pe care îl știe corect și se întoarce la Dumnezeu. Omul care alege să lepede cuvântul lui Dumnezeu. Învățătura sănătoasă, Biblia spune că o otrăvit și cade de tot. Domnul te leapădă. Mă uitam să vedem care sunt semnele, dragii mei, pentru că cred că vrem să prevenim uneori semnele al căderii astea. De fapt, e un, un, un proces. E un drum către erezie, un drum către învățături mencinoase și nu ne este străin. Vă spuneam nu de mult că avem membri care au trecut la Martul Jehova. Cine mai știe ce alte lucruri mai sunt și nu le știm noi. Și poate unii se zbat acum cu învățături mincinoase și sunt aproape să cadă în tot felul de văgăuni teologice. Haideți să ne uităm, dragii mei, care sunt semnele, poate putem preveni ceva. Semnul că un om este lepădat de credință și este într-o învățătură străină este sursa de inspirație. Versetul 1. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipiască de, ce spune aici? De duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Conform Sfintelor Scripturi, dragii mei, învățăturile străine nu sunt așa niște născociri interesante. Erezia nu e o greșeală a unui om care nu a înțeles Biblia. Erezia este o creație, este a crafting, este una, ceva foarte bine pus la punct, pe care nu-l conduce înțelepciunea omului, ci în spate sunt învățăt, sunt duhuri înșelătoare. Ca atare, dragii mei, o învățătură falsă, nu e o idee năstrușnică, eu cred în Trinitate, ba eu nu cred, eu cred în predestinare, ba eu nu cred. Aici e vorba de sursa de inspirație. Omul care se leapă de credință, și trăiește în învățături false, iește, cum spune Pavel, în împărtășire cu demonii. În spatele oricărei învățături false sunt duhuri înșelătoare. De aia, zic, Dumnezeu să ne păzească. Care e sursa deosebirii? De unde știm că sunt duhuri în spate? Și nu e o simplă neînțelegere a Scripturii. Așa începe capitolul 4. Dar Duhul spune lămurit. Frașesurilor, unde este Duhul lui Dumnezeu în viața omului, Duhul discerne clar și lămurit. Duhul Sfânt îți spune dacă în spate este sau nu ceva necurat tocmai de aceea, frații mei, am insistat deseori la Amvon și repet și în seara aceasta, e așa de important ca Scriptura să fie tălmăcită prin puterea Duhului Sfânt. Să o citim într-un spirit de rugăciune, să o interpretăm într-un spirit de rugăciune, umbriți de puterea Duhului Sfânt. Este așa un fel de aroganță, că noi știm, frate, noi avem teologie, avem cărți, avem principii, frate. Și așa ușor ne rătăcim noi cu mintea noastră și ne ducem în felul de bălării și cărări străine. Dragii mei, frați și sorori, care poate disprețuiți Duhul Sfânt, teologia fără Duhul Sfânt este o aventură periculoasă. A îndrăznit să înțelegi Biblia fără călăuzirea Duhului Sfânt este o aventură mortală. E ca și cum ai merge cu 150 de mile la oră pe șosea. Nu știi când iese un iepure ceva și ești dan. Ți se pare că tu controlezi, că știi, că cunoști principiile, pedalele, viteza e și nu se știe. Dragii mei, recomandarea pe care o am în această seară, pentru că sursa de inspirație a învățăturii spune dacă e curată sau nu. Învățăturile lui Dumnezeu au fost create, spune Apostolul Petru, că nicio tălmăcie nu se tălmăcește singură, pentru că oamenii au vorbit în de Duhul Sfânt. Deci, crearea Scripturii a fost prin Duhul Sfânt. El știe ce a vrut să zică. Dar cum s-a constituit Scriptura? A doua întrebare. Păi Scriptura s-a constituit tot prin Duhul Sfânt. S-au adunat liderii bisericii cu sute de ani în urmă și au zis hotărâm care cărți sunt biblice, 66. Cum au știut? Păi n-au avut principii. Noi încercăm să reconstituim principiul apostolic. Probabil că au fost repere. Până la urmă, dragii mei, Oamenii lui Dumnezeu plin de Duhul Sfânt au spus, epistola asta e autentică, Evanghelia asta nu e autentică, cum? Având Duhul Sfânt ca și călăuzire. Eu știu, dragii mei, că asta pare așa foarte subiectiv, pentru că e ceva subiectiv, nu avem principii, liste, dar, dragii mei, este o, este o sursă sigură, este o cunoaștere intuitivă care prin Duhul lui Dumnezeu ne ajută să discernem binele și răul. De aceea, în seara asta, dragii mei, ca să ne ferim de căderea în erezie, recomandarea mea e FSN 5, cu 23 dacă nu greșesc, unde spune cuvântul 5 cu 18, fiți plin de Duh. Atunci e sigur că nu ajungi să ai parte din inspirație străină. Atunci când demonii vin și îți aduc la nivelul minții învățături, citind cărți sau articole, poți să cazi sub influența lor dacă nu ești plin de Duhul Sfânt. Când ești plin de Duhul Sfânt, nu te poate păcăli nimeni. Îmi amintesc că întrebam pe cineva, ce spui de prorocia cu tare, cu ceva timp în urmă? Și mi-a plăcut răspunsul fratelui. Frate zice, nu știu, că nu-i bine să pui ștampila ușor. Dar zice, după cum îl cunosc eu pe Duhul Sfânt, E altfel. Are alt ton. Are altă atitudine. Are milă. M am uitat la el, avea percărunță, Am spus ce înseamnă să-l cunoști pe Duhul Sfânt de o viață. Și să știi. Pur și simplu știi când dai și că nu-i cuvânt. Când și că nu-i învățătura corectă. De ce e important, dragii mei, să avem călăuzirea Duhului, să nu ne rătăcim în ce privește învățătura? Pentru că în spatele învățăturilor nu e o înțelepciune omenească, spuneam, ci una demonică. Mult mai mare decât înțelepciunea omenească. Știm din scripturi, din Iacov, că sunt trei feluri de înțelepciune. Una e omenească, firească, una e care vine de sus, una e drăcească. Dați-mi voie să vă spun că aia drăcească e, e superioară cele omenești. Omul neluminat de Duhul Sfânt, fără înțelepciune de sus, va fi păcălit ușor de înțelepciunea celui rău. Știți câtă investiție se face să se scrie, să se descopere teologii care să lase păcatul? Eu am rămas uimit la școală ce cărți se scriu astăzi în America și ce dibaci sunt acești exegeți care justifică homosexualitatea. Am rămas trăznit. Studii biblice, cărți, exegeză, încearcă încearc acum mișcarea asta contemporană, progresistă, să, să lege homosexualii de eunuci, de famenii din Biblie. Spune, Domnul, famenii de atunci sunt homosexuali de azi. Păi uite că Domnul l-a primit pe famenii etiopiani. Păi uite ce scrie în Isaia, spunea unii teologi. famenii vor avea un loc în curțile mele și în casa mea. Deci trebuie să-i primim. M-am gândit, Dome, câtă înțelepciune străbă să, să faci atâtea și să știi. Păi asta e o înțelepciune dibace care întrece înțelepciunea omenească. Erezia, frații mei, nu e o prostie spus așa la... Erezia trebuie să fie ceva foarte inteligent, că dacă e o prostie să prinde oricine. Erezia nu e o prostie spusă la nervi sau așa din... Erezia este înțeleaptă, are în spatele ei un sistem bine argumentat care cucerește înțelepciunea omenească și mai tare decât ea. De aceea mă rog lui Dumnezeu să ne îmbrace cu Duhul Sfânt, să ne dea înțelepciune de sus ca să nu ajungem să ne lepădăm de credința lui Dumnezeu. Amin. Un alt semn, dragii mei, în Scriptură spune Cuvântul așa. Duhul spune că unii se vor lepăda abătuți de fățărnicia unor oameni. Frații mei, fățărnicia este solul pe care crește învățătura mincinosă. Știu că în biserica noastră, și vorbea bine, bisericile noastre, și fratele, vorbea bine aici, fratele Narcis tolerăm fățărnicia ca fiind, un păcățel mititel. Frații mei, fățărnicia este solul pe care înflorește învățătura mincinoasă a dracilor, zice Biblia. Acolo prinde și rezonează cu sufletul fals. Când nu ești sincer, ai toate șansele când joci teatru și -o faci pe Sfântul ai toate șansele într-o zi să te prindă o învățătură mincinoasă, pentru că spune aici că oamenii ăștia au început, au fost abătuți, adică deturnați, îndepărtați de fățărnicie. Fățărnicia lucrează mână în mână cu învățătura mincinoasă, cu, cu erezia. Hai să nu mai minimalizăm păcatul acesta. Avem nevoie de sincer. Omul sincer, dragii mei, cred din ce citesc în Scripturi, este păzit de Dumnezeu și cât ar fi de slab. Biblia spune că cel fără minte nu se poate rătăci pe calea asta, atâta cât înțelege el. Și să știți că am văzut oameni lipsiți de capacități mentale care umblă pe calea lui Dumnezeu. Și culmea nu se rătăcesc. Și cât e unul deștept cu multă școală, să încălcește și să încălcește și nu mai iese. Pentru că ceva face diferența, sinceritatea. Sinceritatea, frate să ne va păzi, e una din... Sinceritatea ne păzește, unul din criteriile care ne păzesc de cădere de la credință. 2 Corinteni 13, un, un, un pasaj care îl știm. Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință, zice Pavel. Nu recunoașteți voi că Isus Hristos este în voi? Răspunsul implicit e da, recunoașteți. Dar spune aici, afară numai dacă sunteți lepădați. Înțeleg de aici că omul lepădat nu mai poate să vadă că-i căzut, că-i lepădat. Omul lepădat nu mai are puterea aia de a discerne, nu mai are sinceritatea, nu mai are resursa, îi legat, îi căzut, îi, îi, îi lepădat. Biblia spune că până în punctul acela, Omul sincer, care încă nu-i pădat, poate încă să recunoască dacă Hristos e în el și în ce măsură Hristos mai lucrează în el. Asta ne spune, dragii mei, cât de important este să păstrăm sinceritatea ca și atitudine de abordare a Scripturilor. Sunt oameni care oricâte argumente le dai, nu acceptă, pentru că așa știe el. Pe asta nu-i sinceritate, frate și soră trebuie să fii gata oricând să te pui în fața cuvântului lui Dumnezeu, să te iradieze puterea lui și să te schimbi tu după cuvânt. Avem 100 de ani de penticostalism și am început să predicăm așa încât să se potrivească Scriptura cu tradiția noastră. Asta nu e sinceritate. Și după 100 de ani trebuie să fim capabili să spunem, Doamne, Tu care ai ochii ca parafocului, privește-ne, și dacă în viața noastră sunt lucruri străine de Evanghelie, corectează-ne, Doamne. Și când auzi o predică, să fii gata, să spui, da, domne, n-am înțeles până acum, mă schimb. Aia e sinceritate. Vreau să argumentez și să arăt cât de fatal a fost fățărnicia. Micul păcățel tolerat. Vreau să pun o întrebare. Care a fost cauza căderii liderilor evrei în vremea Domnului Isus. Vine Fiul lui Dumnezeu, Mesia lor, și nu-L primesc, majoritatea. Care a fost problema lor? Biblia spune foarte clar, a luatul fariseilor, care este fățărnicia. Isus nu are treabă cu ei decât cu asta. Măi, sunteți fățarnici. Și de fățarnici sunteți, nici vă puteți întoarce la Dumnezeu. Păi, frații mei, dați-mi voie să vă spun că fățărnicia unor lideri a dus la una dintre religiile false ale lumii. Noi minimalizăm asta. Fățărnicia liderilor din vremea Domnului Isus a dus la refuzul lui Mesia, la separarea iudaismului de creștinism, pentru că Isus a venit la Isai. Intenția lui era să răscumpere lumea din Ierusalim, să meargă până la marginea pământului, dar era să răscumpere Israelul. A avut o șansă reală. Chiar dacă Dumnezeu în preștiința lui știa că vor refuza, Dumnezeu le-a dat o șansă reală, a venit la ei săi. Dar ei l-au refuzat. Nu uitați, judaismul de astăzi este rezultatul fățărniciei liderilor religioși cu 2000 de ani în urmă. Și nu avem de-a face cu așa o, o semi, un semi-creștinism. Mulți dintre, am vorbit chiar să asta cu cineva, mulți frați cred că evrei sunt mântuiți prin Moise. Păi frații mei, trebuie să dăm foc la jumătate de Biblie. Să ajungă creștinii din simpatie pentru Israel să predice și să creadă că evreii sunt mântuiți prin Moise, fără Isus. Frații mei, iudaismul a plecat de la fățărnicia unor lideri, un păcat mic. Astăzi, după 2000 de ani, este una dintre cele 4-5 religii false ale lumii, care duce la moarte. Am spus-o desiori: Judaismul fără Hristos egal Islam fără Hristos, Hinduism fără Hristos, fără Hristos, chiar și cu Moise, nu sunt mântuiți. Ba ce este paradoxal pentru mine, am vorbit cu evrei. Islamul consideră că Isus este profet. Evrei consideră că e șarlatan. Frații mei, fățărnicia unor lideri a dus la una din marele religii false ale lumii. E mare păcat ăsta. Dumnezeu să ne păzească. sinceritatea duce acolo. Vreau să dau și un contraexemplu, să nu se teamă cineva acum că dintr-o dată o să ajungă în nu știu ce erezii. Că trebuie omul este sincer, nu îi se consideră erezie, chiar dacă nu înțelege tot. Și vreau să mă justific cu viața lui Petru. Petru n-a înțeles planul lui Dumnezeu. Îl folosea Dumnezeu, da. Să cobura umbra lui peste bolnav să vindecau. A avut o putere extraordinară. Dar îl găsim în fapte 10 cu erezii. Biblia spune, Petre, n-ai priceput să nu numești spurcașul necurat. Domnul vrea să mântuiască neamule. Petru, nu și nu. Avea în sistemul lui doctrinar niște greșeli. Da. Dar Petru spune, fraților, până azi, așa am știut. Uite, am crezut că n-am voie să intru în casă la nimeni, eu sunt evreu, voi știți, spunea el. Dar, spune el, după o vedenie, după o vedenie, spune, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam cine face binele, este primit de el. Mă pocăiesc, spune Petru. Frații putem temporar și nimeni nu știe tot adevărul. Putem temporar să nu înțelegem, să avem neînțelegeri, lipsuri, poate chiar greșeli doctrinare, dar câtă vreme noi nu suntem conștienți de ele, nu știm și suntem sinceri și vrem să fim corectați, nu suntem lepădați din credință. Spun asta pentru că fiecare om are înțelegerea lui, particularitățile lui, punctul lui de vedere. N-ar vrea să bag frica că așa de ușor să ajunge la erezie. Dumnezeu să ne dea un duc de sinceritate. M Am întrebat mulți, frate, nu ți-e frică să predici? El a spune că o să fiți judecați aspru. Dar dacă nu predici tot corect, dar nu ți frică să faci școală, doctorat? Acolo își pierd credința mulți. Am la bază o credință fermă, frații mei, că Dumnezeu se uită la inima omului. Și câtă vreme predic ce cred astăzi, asta cred, nu sunt vinovat, chiar dacă nu înțeleg perfect. Și chiar dacă în scurgerea anilor poate înțeleg mai bine, altfel am o lumină mai mare, Câtă vreme omul este sincer și nu vreau să scuz orice bălărie cu sinceritatea. Vorbesc de sinceritate autentică, nu de a poza când știi că nu e așa cum zici. Dumnezeu ne păzește atunci când avem o inimă curată și sinceră. Chiar săptămâna aceasta mă rugam lui Dumnezeu. Am zis, Doamne, mă ajuți? O să mă ajuți în ăștia cinci ani? Nu mi-a arătat o vedenie prin care am înțeles să nu mă tem. Că pe omul sincer Dumnezeu îl păzește de groapă. Nu vreau să vă spun detaliile vedeniei, dar am înțeles clar că Dumnezeu așeza ca un fel de protecție și în dreapta și în stânga să nu mă bat. mai mult decât trebuie. Era acolo un loc, un spațiu de, de unde puteai să te învârți, să judeci, să gândești, să inovezi chiar în ideologie, este bine, dar Domnul spunea nu. Cine rămâne în Hristos și are o inimă curată și sinceră, nu îi îngăduit în gropi ale lepădaților de credință. Dumnezeu să ne dea o inimă curată. Și când Dumnezeu ne vorbește și știm că nu-i bine, să ne schimbăm. Asta e omul sincer. Acceptă că nu este corect ceea ce gândești. Și se schimbă. Petru s-a schimbat ușor când a fost convins de Dumnezeu că ceea ce crede el nu e bine. Un alt semn, dragii mei, al lepădării de credință, foarte mi se pare ciudat, și mie mi se pare ciudat, Spune cuvântul așa, ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumiri de către cei ce cred și cunosc adevărul. Căci orice făptura lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumiri, pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Știți care este unul dintre semnele lepădării de credință? Legalism exagerat și nejustificat biblic. Uite ce spune Biblia, că ei opresc căsătoria și anumite bucate. Păi nu e o aparență de sfințenie, frate, păi dacă nu mâncă porc, e mai pocăi ca tine? Păi dacă el nu e așa de carnal și toată ziua pe lângă nevasta, păi ăsta e sfânt, frate. Și spune aici apostolul Pavel că e greșit atunci când îngustimea ta nu are bază. Și el spune, măi, am argumente, orice făptură a lui Dumnezeu este bună. Și nimic nu este de lepădat dacă se ia cu rugăciune. De familie nici nu mai spune aici Pavel, dar e la mintea cocoșului, Dumnezeu a creat familia. E creația lui, nu e o greșeală. Nu Hollywood a inventat sexualitatea. Eu o pervertez, Dumnezeu a inventat-o. Știți ce mi se pare mie ciudat? Că în vremea Domnului Isus, fariseii erau mai legaliști și mai conservatori decât Isus. În vremea apostolilor, iudaizatorii erau mai conservatori și mai strict decât Pavel și decât Petru. Găsim aici niște oameni care opreau căsătoria și întrebuințarea bucatelor și păreau mai sfinți decât ceilalți. Și culmea, de fiecare dată, lepădații erau oia mai conservatori, nu oia mai libere. Noi trăim așa cu un assumption în biserica română. Mă, cu cât ești mai conservator, ești mai pocăit. Și credem în tătă inima, fraților. Și noi care suntem poate un pic mai, știu eu, zicem noi mai liberal. Mă, nu pot fi ca fratele, dar aș vrea să fiu ca el. Adică, we endorse it. Este deep in our minds că dacă ești mai strict, ești mai pocăit. Și avem o logică așa simplă. Dacă eu nu port pantalon pe stradă și tu port, clar, mai pocăit. Dacă tu ai televizor și eu n-am, îți mai pocăit. Dacă știu eu, tot felul de lucru frații mei, care definesc într-un mod minimalist și nebiblic umblarea cu Dumnezeu. Știți ce mă surprinde? Că lepădații de credință sunt conservatori. Iudaizatorii au fost stricți. Farisei au fost mai stricți decât Domnul. Spală-te pe mâini când mănânci. Ține sabatul. Dar de ce aia? Dar de ce aia? Dom'le, legea. Frații mei, logica asta, matematica asta nu este biblică. Cu cât mai strict, cu atât mai bine. Aud mereu zicând, fraților, mai bine mai îngustă calea decât mai largă. Eu n-am găsit asta în Biblie. Eu sunt chemat să umblu pe care care oricum e îngustă. Dar au făcut-o Hristos, mări să fie El. Sunt astfel de învățături, poate pare paranoia, dar eu cunosc păstor în mod personal care ține studii biblice în biserica lui. Că pe măsură ce înaintăm în vârstă, trebuie să avem relații tot mai rare cu partenerii noștri. Că este un semn al carnalității, al micimii spirituale, al tinereții în care există. Ca și cum sexualitatea este o îngăduință. E ceva murdar, ceva pătat și se predică în biserici pentecostale astfel de legalisme nebiblice pe care trebuie să le condamnăm în numele Domnului Isus. Familia este ceva sacru. Și omul care nu-și face datoria nu este sfânt. E un nemernic care își torturează partenerul de viață și îl disprețuiește și îl trimite în gheara satanei. Am auzit de cazuri de divorțuri din care, din, cel puțin amintesc acum două, în care au divorțat pentru că unul vrut să se sfințească și nu au avut timp de partener și s-au dus în lume. Logica asta, cu cât mai strict, cu atât mai bine, frații mei, trebuie reglată cu Scriptura. Are bază biblică în treaba apostolului ceea ce crezi tu? Uite, aici spune, eu îți dau verset, zice Pavel, orice făptură este bună, citat din Geneza. Oameni care opresc anumite alimente și ne spun nouă că, uite, spune că orice făptură este bună, aici e sfințit și cărnatul și zlănina. Zic adventistii ce ori vrea. Slavă Domnului! Adică lucruri inutile care n-au nici o bază scripturală. Mă rog lui Dumnezeu, dragii mei, să ne dea echilibru. Mare lucru să ai echilibru, asta te păzește de extreme. Și întreabă-te tu singur, ai bază biblică la ceea ce crezi? Tot felul din credință, frații mei, fără bază. Auzeam nu de mult o predică. Frate, predica că e păcat să mergi în concediu. De unde? Știți care e pericolul unor astfel de oameni? Stai coară în țară și înghit cămila. Am aflat de curând că omul acesta a fost exclus din biserică. Nu pentru concediu, pentru un păcat mult mai mare. Aici ajunge omul care n-a învățat să trăiască libertatea lui Hristos. Noi românii suntem înclinați natural către am crescut sub comunism, către o primare, ne place să fie biciu pe noi, cât mai aspru. Să știți că românii caută biserici cât mai stricte, cu prezumția că sunt mai spirituale. Românii încă n-au învățat să trăiască libertatea biblică și să facă binele din convingere. Uite, pot să mă duc la movie, pot să mă duc la game, dar nu mă duc, vreau să mă rog. Nu că mă văd frații, nu că și că îl iubesc pe Dumnezeu. Frații mei, Dumnezeu ne-a zis: V-am chemat la libertate, dar să nu faceți din ea o pricină, să trăiți pentru fire. Dumnezeu să ne dea această libertate a lui Dumnezeu. Pentru că oamenii care se prind așa, își prind urechile în tufele acestea ale legalismului nebiblic, sfârșesc așa de departe de Dumnezeu. Mai spune cuvântul aici că oamenii ăștia își întemeiază învățăturile astea ale dracilor pe basme și povești. Basme și povești. Adică nu au baze scripturale. Basme, povești, imaginație. Asta e un alt semn că de fapt omul este pe terenul necoș. Nu are baze solide scripturale. Sunt subiecte tabu, grele, dar cel puțin să încerci să folosești principii, logica și să ai cât de cât unii n-au nici așa, numai vin... Ca și asta cu concediu. Auzeam o predică, de exemplu, legat de povești, o predică cum că verigheta e păcat. Bun, și vreau să știu și eu de unde o scos-o. Păi zice, cunosc un frate care avea verighetă și lucra la mașină, era mecanic și au atins bateria și o crăpa verigheta, au trăznit-o Dumnezeu. Și de aici teologie, dintr-o anecdotă, cu o crăpa verigheta la tine. La... Frații mele, nu facem învățături din anecdote și experiențe. Să ne păzească Dumnezeu. Foarte important. Ne luăm după povești, basme, imaginații, uneori vedenii năstrușnice. Trebuie să avem baze scripturale solide la tot ceea ce credem. Legare de speculații, chiar sunt aceasta, citeam un articol, circul așa, casete, CD-uri, chiar pe YouTube, un anume șarlatan, Ioan Vicovan, care spune niște povești, dar n-ai văzut nici în filme, și noi pocăiții, cum nu merge la movie, ne plac speculațiile astea, că din asta ne hrănim și noi. Asta e entertainmentul nostru, care spune că sub Moscova este încă o Moscova, ascunsă, noi nu o știm, numai el o știe. Că el e agent KGB și vorbește pe internet și Putin nu caută. Cine poate să creadă așa ceva? Și auzeam chiar săptămâna aceasta lucruri pe Facebook, el însuși spunea că în familie relația între bărbați și femeie se reduce strict la procreere. Exact terezia din Biblie, de aici. Opresc căsătoria. Și mulți frați penticostali îl ascultă pe omul ăsta și îl cred și toate fanteziile lui cu fiara, cu sfârșitul, cu scaunul de domnia satanei de sub pământ, în Moscova. Frații mei, are să ne revenim. Că penticostalismul e plin de curente underground, de povești, de fiare, de versiuni. Când e Obama, când e Putin, nu mai știm nici noi cine e fiara. Hai să venim la Scripturi și să lăsăm imaginații apocaliptice care distrug biserica lui Dumnezeu. Uneori, dragii mei, lucrul acesta merge chiar mai departe și se extinde la profeție, au desior și văd profeții printate cu iadul, scrie, cu burta iadului, cu talpa iadului și mă tot întreb cum de Dumnezeu le dă la ăștia detalii care nici Domnul Iisus nu le au avut. Aud vedenii de rai și iarăși mulți vorbesc de sfârșit, de rai, văd vedenii cu cerul. Nu știu, am citit acolo că Pavel spune, am văzut niște lucruri care nu se pot spune în grai omenesc. Eu te întreb pe tine, dacă Pavel nu a putut să zică cu înțelepciunea lui, cum te descoperă Dumnezeu ție? Tot felul de vedenii cu, că am văzut o căpșună, cât o lubeniță, de judecare, să bea lapte. Frații mei, speculațiile astea sunt chinuitoare. Și distrug biserica noastră care e deschisă la lucrarea Duhului Sfânt și care de multe ori înghite orice palavră. Basme spune Scriptura și povești. Sau chiar mai mult, pentru că timpul trece, uneori profeția se folosește ca să arbitreze între doctrine. Este o altă problemă a fraților pentecostali. Și iar zic, nu l-a o lămurito Pavel, o lăsat-o așa, zice, până ne va lumina Hristos să umblăm împreună. Nu știm cum e cu transplantul exact. Nu știm cum e una și cu alta. Aud profeții despre televizor, profeții despre nașterea de copii, profeții despre batic. Categoric, toată categoria asta de profeții, din punctul meu de vedere, sunt speculații nu este profeția dată să arbitreze de doctrine, profeția nu este darul care stabilește doctrine, în Scriptură noi nu avem așa ceva, Scriptura ne spune altfel, Dumnezeu a dat oameni cu dar de învățătură, a dat apostoli, alții trasează doctrina în biserică, nu prorocii. Este din start o speculație, un abuz al darului profetic când profețești în credințări. Sunt convins că Dumnezeu îmi poate vorbi mie, Doamne, ce zici de naștere de copii? Uite, eu cu nevasta mea vreau să te întreb. Și mă rog lui Dumnezeu și îmi vorbește. Dumnezeu comunică orice detaliu. Dacă să cumpăr o casă sau nu, dacă să fac copii sau nu, Dumnezeu îmi vorbește mie. Dar când o pun în public, când public cărți cu asta, când printești și dau asta nu mai e sănătos. E călăuzirea mea, cum e cu baticu, dacă Dumnezeu spune, spune mie că trebuie să omul, mă duc cu el până la moarte, pe, pe stradă. Dar asta nu-i profeție pentru poporul Dumnezeu, asta nu stabilește doctrina bisericii ca întregime. Dumnezeu să ne păzească oameni care sunt învățăturile și tocmai de aceea ajung la lepădare, pentru că abuzează și intră în domeniul speculațiilor, al uh, poveștilor, al basmelor, al vedenilor care n-au niciun căpătâi. Dumnezeu să ne păzească de această extremă care trăiește și înflorește în biserica penticostală. Domnul să aibă milă. Știu că nu spuneți amin. Nici nu trebuie, dar Dumnezeu să ne binecuvinteze. Timpul a trecut, dragii mei. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu să ne binecuvinteze să trăim o viață curată. Dragii mei, uitați-vă că spune acolo deprinderea trupească e de puțin folos, dar evlavia este de folos. Caută să fie evlavios să aici un verset. Vreau să spun ceva, noi nu suntem legaliști, dar suntem evlavioși. Nu înseamnă cu omul liber nu are evlavie. Spune, caută să fii evlavios. Și culmea, păcătoși ăștia, măcar că pozează a spune că au cugetul pătat. Nu e o surpriză să vezi azi oameni foarte conservatori, care acuză tot ce se poate acuza, tot ce păcat, care înascuns au cugetul pătat. Pornografie, gânduri. Și -o pozează mai sfinți ca papa, zicem noi. Uite, Așa arată categoria asta. Spune că au cugetul pătat, dar puzează într-o neprihănire și într-o strictețe că n-are nimeni. Dar au cugetul pătat. Adică n-au disciplina ochilor, o disciplina gândurilor și numai Dumnezeu știe ce fac ei ascuns. Mi-aș dori ca Dumnezeu să ne învețe evlavia, trăirea cu Dumnezeu și să ne păzească de orice alunecare, de orice lepădare de credință. El, Domnul, să ne dea Duhul Său cel Sfânt, care ne dă călăuzirea, el, Domnul, să ne dea sinceritate, El, Domnul, să ne păzească de orice stricteți fără rost. Dacă n-ai nicio bază scripturală la îngustimea aia, nu te chinui singur. Dumnezeu nu ți-a dat jugul ăsta, e al tău. Nu duce la mântuire. Și în ultimul rând, dragii mei, să ne păzească Dumnezeu de basme, de povești, de tot felul de surse de inspirație care n-au nicio legătură cu Dumnezeu și cu Biblia, care circulă printate pe internet și videouri Domnul să păsteze Biserica Elim curată. Ne ridicăm în picioare, haideți să ne rugăm Lui Dumnezeu, timpul a trecut. Mulțumim Domnului pentru mesajele de azi. Îmi doresc mai mult ca de azi să am o identitate clară în Hristos și nu în altceva. Îmi doresc mult să trăiesc o viață curată, sinceră, în care să am o părtășie cu adevărul care este Hristos și să-L iubesc pe El, învățătura sănătoasă și să păzească Domnul Biserica Elim de orice alunecare, de orice cădere, de orice decizie greșită în ce privește doctrina să rămânem în brațul Lui Dumnezeu, noi și familiile noastre. Amin. Ne rugăm.